Salutare, bine ați venit la un nou episod. Băi, ne-a dat seapă, băița aia din italian. Mă rog, italienii aia. Și, nu știu, tare nervos, foarte nervos. Am început să trag de băi, dar nu-i văd pe nimeni. Calea, colegul. Am înțeles, colegul Ciuciu. Aici a rămas o mașină de la ei. Mamă, nu mai pot. Băi, deci, sunt nervos de nu mai pot. Colegul, unde ești? Am înțeles, colegul mort în cadă. Văd pe acolo. Mamă, băi, fii atent, aștept vorbi de ceva de parcare roșie, din câte am înțeles. Hai să mergem până acolo, să vedem dacă sunt băieții și... nu știu, hai să vedem dacă putem să facem ceva până la urmă, că trebuie neapărat să prindem sau am alte idei. Colegul, fii atent. S-a întâmplat șeful. Mă auzi? Bun, Te aud. ți fii atent. Deci, băieții mi-au dat țapă. Au încercat să fure. Au încercat. Au furat deja mașina. Și mașina. Au furat armele de acolo. Au furat foarte multe arme. Și vreau să prindem. Deci, fii atent. Am o mașină mai încolo. Am un tir în care am o informație de la ei. Am tras un pic urechea. Au zis că să duc la o parcare roșie. Tu iei mașina, vii după mine și te pregătești cu armele în mână. Cum am întâlnit, cum sărim pe ei. Haide Aha, după hai mine. Hai după mine. Deci fii atent, tu te ții după mine. E posibil să mă duc mai repede. Am înțeles. O să văd cât prinde prostia asta. Deci cu asta mergem. Aici o să fie toate armele. Bine, tentativă. Le dăm țapă. Tu iei Merg tot cu mașina. dubita, da? Nu, da, mă duc cu aia, cu cealaltă. Îți povestesc că cumva, nu știu. Vedem. Haide după mine. Băi, deci fii atent. Mergem acolo direct la parcarea roșie. În acest tir. Să zic așa, noi avem niște cutii, avem niște cutii. Cu cutiile alea ce vom face? Am înțeles mașina pe aici, motoretă. Cutiile alea vor fi folosite ca și țeapă. De ce? Ca să vă dau un exemplu. În cutiile alea am pus puf. Știți ce înseamnă puf, nu? Da, cred că mă gândesc că știți. Și da, mă scuzați că poate vorbesc un pic mai repede, dar sunt agitat, sunt... Mamă, abia aștept să-i prind, băi, abia aștept să-i prind, să văd care e toată schema lor. Și am tras un pic urechea și din câte am înțeles ceva de Bebe Moise, băiatul ăla, băiatul, domnul, mă gândesc că poate e domn, nu e... da, niște probleme. Am vedeți că ăla e un domn, nu știu, ori e de treabă, ori nu știu care treaba cu iau, cu el, știi? Și am zis, bă, să mergem frumos, mergem acolo și poate avem norocul să-i prindem, deci poate, da, oare Dumnezeu îmi fac orice, să-i prindem, că nu se mai poate. Deci, chestia e că am încercat ce cu și fura, băi, am verificat acolo, n-am mai avut nimic. Deci, agheuri de astea, arme de calibru mare să fure, băi, e strigă la cer, mă, adică, dacă și firma de pază, dai seama că dacă să afle șeful, ce am făcut bine asta e ilegală, ce am făcut oricum, că dacă ne vede poliția, suntem morți. Asta e. Cred că o să prădem cu vârf și îndesat. Cum facem? Trebuie neapărat să-și... Mă duc să dau mai tare, nu... Nu... N-am. Nu las mai mole. Mă scuzați că poate nu găsesc cuvintele, dar... Asta e. Apropo, vă aștept pe serverul Vânta, pe România Roleplay, aveți discordul sus, o să-l pun și la mine în descriere. Și let's go guys, hai de la roleplay. Dacă știți un pic regulamentul, vă dau un sfat, puteți să plecați într-o facțiune, recomand PD-ul.
anormale, un exemplu, mai multe facțiuni care sunt chiar ok, sunt băieți ok, GTA-ul posibil să-l aveți, dacă nu, oricum voi face un giveaway, că am niște conturi acolo frumoase și am zis că, haide să ne băgăm puțin pe aici. Ia, pe aici ar fi normal la această locație, dar pe unde, la ce etaj sunt, sunt oamenii? Mai mult, sper să nu zgâri un pic asta. Ma, da, nu pot să intru. M-am blocat. Serios, m-am blocat. Ma, nu, hai să văd dacă pot să ies. Că, na, eu trebuie să mă blochez. Na, happy. Ma, da. De nu. Haide, zgâriem toată mașina, dar n-am ce face. Colegul, Da, colegul. lasă-l aici. Deci fii atent. M-am cam blocat. Asta e. Ce facem acum? Băi, așteptăm aici. Deci, Ok. fii atent. Nu deschidem nimic, nici ușa, nici nimic până nu veni. Vezi că Am trebuie înțeles, trebuie păzită. pozit. Am înțeles, o deschid, dar nu e o problemă. Băi, deci am niște nervi pe ei, îți dai seama că m-a dispărut. Dacă vede șeful nostru, tașcă vine, Vedeți ce? tașcă vine. Lasă-mă jos, lasă-mă jos. E posibil să-l fi speriat sau... Ce s-a întâmplat aici? Ce șeful? Zic, e posibil să-l fi speriat sau... Nu știu. Stai, caut ceva. Au ceva. Da, asta e. Să mai întâmplă și feluri de asta. N-avem ce face. Așteaptă un pic că e un pic cam ciudat. Înțeles. Nu știu pe unde sunt oamenii. Hai să mergem în față. Poate așteptăm. Hai, domnul, hai! Scoate armele. Când vine, scoate pistolul, pistolul, pistolul. Pistolul, pistolul. Deci fii atent, te-am prins. Da. Nu, încă nu, încă nu, încă nu, încă nu, încă nu. Plastic. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Mi-a ridicat mâinile sus amândoi. Amândoi mâinile sus. Ce ați vrut să faceți acolo? Unde? Unde, domnul? De ce mi-a dispărut arme de calibru mare și Las glonțe? domnul că erau de jucărie. Sigur? Uitați, aveam adus-o înapoi. Eu las Ia să le aici. văd. Ia să le văd. Uite. Hai să văd. Nu le adus Dacă înapoi, nu, domnul. asta va fi pe capul vostru. Uite, domnul, ți-o las Ma. ăsta. Dacă mai pai să văd. Sper că de jucărie a fost. Sper că de jucărie e. Da, de jucărie. Măi, fii atent. Noi v-am adus încărcătura. Dacă începe Aoleu, să ne mai scuze. trageți, dacă începe să ne mai trageți țepe, vă începe să vă împușcăm. Știi că e tot Aoleu. ilegal aici. Noi, domnul, nu dăm Așa. țepe, noi. Ia haide un pic Nu mai dăm țepe. coace. Ia haideți un pic mai coace. Bebe Moise. Stai cu Da, armele hai pe ei. să lăsăm armele, domnul. Lasă, că colegul meu va sta cu armele mele. Colegul dumneavoastră. Ia spuneți-mi eu, cine e acel Baby Moise și de ce a zis că lucrez pentru el? Am tras cu Domnul, urechea. acel bebe Moise este un șarpe, să zicem așa. În orașul ăsta a făcut numai prostii și a omorât o grămadă de lume foarte importantă, cum Ok. șeful la organizația mea.
Suntem aici, am venit să de la dumneavoastră să cumpărăm arme. Și să mergem să-l omorăm deodată. Pentru că dacă mai continuă așa, să omoară tot orașul ăsta. Okay. Un om foarte periculos. Eu am înțeles, dar atunci de ce m-ați confundat pe mine cu acel PVM-ul? Hai, n-am crezut că lucrează pe el. Ah, nu lucrez cu așa că... Lui Mălă l-am văzut acolo când era mai tânăr. L-am văzut pe... într-o poză. Am înțeles. Nu e... Unde e harta aia? Nu e om de-a meu. Colegul, stai un pic mai așa, mai frumos pe acolo. Am de gând să fac o poză la băieți. Bă, ce frică ăștia, mă? De să înțeleg că voi vreți să-l omorâți. Exact. Da, domnul, pentru că, da. Ce ne-a făcut, mai ales familiei mele. Că merit. Eu te înțeleg pe tine că merită, dar nu mai acuza pe toată lumea că nu este mare. Până la urmă, nu știu, din câte am înțeles și eu, și-a făcut o mafie. M-a făcut cu pe eu, din câte am înțeles. Da, doamne. Păi și nu știu, îmi pare foarte cunoscuți acolo. Stai, bă, trec, bă, ce bă. Din câte am înțeles și voi ați fost acolo, sau? Și de asta, doamne. Aia, toți care sunt din mafia Corcubeu sunt niște șobolani. Mă, uite, mai ce-ți și șerpi. Știu că eu am tot informația. Hai să începem transportul, să mergem, mă. Da. Hai, să facem transportul. Fii atent. Asta mergem... Eu mă voi duce... La baza noastră. Domnul, luați o pastile, că vă doare în gură. Nu. Doare în gură. A. Verde. Ok. Bă, hai, tu vii cu mine. Bă, șobora, uite, deci, uite. Ce-s, cine să ia? Cine să ia? Cine, bă? Ăștia stăteau și ne ascultau aici. Cine să ia, mă? Cine, mă? Băi. Tu, aule, tu iar așa ai fumat. Băi, a fost niște șobolani, uite mașinile. Băi, fuci. Uite-i, mă, acolo. Bă, uite, hai repede. Hai repede să ducem transportul ăsta. Hai repede, haide. N-am putut să trebuie acolo, am înțeles. Păi, fii atent, plecați în față, plecați în față și mergem noi după aia. Bine, hai. Du-te. Fii atent. Nu pleci nicăieri. Lasă pe ei să plece și le dăm țapă. Man? Fă mașina să dispară. Domnul, ne urmați, ok? Da, ne băgăm acum în mașini, plecați. Haideți. Plecați, ne vedem la casa noastră. Bine. La casa noastră. Haideți. Care casă, domnul, că nu știu. Domnul, șeful, mașina asta? Mare? Nu, cealaltă, după, fă să dispară. Deci fii atent, acum urmează fața ce mare, le dăm țeapă. Mergem direct după aia peste ei. Și... Șeful, dar nu merge. N-am înțeles, stai că încerc eu. Ok, bun, las-o aici atunci. Fii atent, vii după mine. Am eu niște informații despre ei. Când ne ducem acolo, o să începem să vorbim. Le spunem în felul următor. Acest lucru, opa, sper să nu ne vadă cel din spate. Acea chestie s-a cam pierdut acel tir, știi? S-a pierdut de ce? Că a venit poliția una, două, nu știu cine a avut informații despre noi, știi? Și e chestie de ce nu facem. Ce-s cu aia, mă? Păi ea oare ne urmăresc? Nu știu cine sunt, nu mă interesează. Pregătește-te să minți. Știi să mințești, nu? Să mințești? Da. Da, știu. Bun. Hai că acum am ajuns. Ce cu oameni? De ce m-a plăcționat? Ia, văd o mașină. Opriți să scot. Bun. Nu scoate cine știe ce. Așa. Domnilor, avem o problemă. Spuneți, domnule. A venit poliția între timp, abia de-am putut scăpa, mă dor picioarele, mă dor toate. Și a confiscat mașina. Nu știu cine a dat informații despre așa ceva. Bine, domnule, nu e problema din asta. Faza este că ar trebui să mergem la poliție și să luăm asta înapoi. Problema e că domnul, nu prea au mai pus lua înapoi. A, să încercăm, nu știu, într-un mod.
Problema, aș vrea să fac chestia asta, cum am cumpărat mașina asta, am dat o grămadă de bani. Am încoace să vă arăt. Zi. Am dat foarte mulți bani pe mașina asta și aș vrea să fac niște curse ilegale. Facem, nu e o problemă, facem. Problema că cu transportul se va face pe mâine dimineață, cel mai sigur, deoarece... Da, e bine. Ați pierdut armele, domnule, asta e și faza. Tot am pierdut, îți dai seama că am început să fug eu și colegul meu. El, săracul, cu o armă în mână, cu de-asta. Opa, cine trage? Cine trage? Aici de sub. Unde? Mihai! Aoleu! Aoleu, unde trage? Unde trage? Mafia! Unde? Mamă! Trage-ne! Cine sunt aia? Nu știu, domnul, dar hai să plecăm mai repede. Haide, colegul, hai. Urcă-te, Mihai! Unde ne întâlnim? Am înțeles, nu știu unde ne întâlnim. Repede, stai un pic! La restaurant! Ne vedem la restaurant, veniți după mine. Am înțeles. Ce restaurant? Mamă! Aoleu! Da dracului de poartă. Unde la restaurant? Unde vor să ne bage ăștia, mă? Nu știu. Dar eu o să țin... Uite-te după ei, dracu. Mamă, e limita lui Dumnezeu. Băi, pur și simplu, nu știu ce... Ai grijă că nu știu, nu-s bine la lucrul ăsta. Nu, n-am încredere, dai seama, după ce a început să fure, eu zic că n-are plastă cu n-altă, dar nu se poate. Eu nu-i cred. Nici eu. La fel tu nu-i cred. Și e ceva suspect cu ăia, cu mașina albă. Aici, la restaurant, vedește să-i italien. Stai aici, pază. Am înțeles. Bărlă, frate. Să înțeleg că... Acesta e a vostru, nu? Da, domnul. Ok. Păi am mai fost aici și am mai mâncat. Vă place cum gătim? E șef, da, pizza unaltă, na. Carne de oameni, domnul. Am înțeles. Înseamnă că trebuie să mă duc până la toaletă. Domnul, vedeți că nu prea... Domnul, costum. Dispăreți, apăreți. Știu și dumneavoastră la mine la fel. Am înțeles. Domnul, cum am zis... Mâine sau azi, în seara asta, aș vrea să organizăm o cursă ilegală pentru bani. Bun. Asta este că trebuie să facem într-un mod să câștigăm mereu. Și cum ai de cu chestia asta? Să stricăm înainte mașina într-un fel, să-i spargem roțile? Nu știu. Fii atent. Putem să... Nu știu, mă, îmi place de tine, băi, deci... Bine, nu sunt alt stil. Deci nu alt stil, știi? Da. Na, și faza care? E că putem să facem, dar până la urmă cum facem? Na. Nu știu, te ascult, zi. E șeful, hai. Putem să facem gen, să luăm un mecanic cu noi și să strice ceva la motor. Știi, înainte să facem cursa, să mecanicul să verifică că n-au pus nitro din astea. Și să-i strică motorul mecanicul. Vezi că o să mă prind o țigară aici. Aprindeți. Curăță după aia, nu... Nu lasă că curăță... Deci, cum am vorbit, după chestia aia o să-l murim pe Baby Moss împreună. Da, domnul, pentru mine, ok. Da. Mai mult suntem, mai mult putem să... Părăsiți zona. Să-l omorăm. Ați înțeles? Voi cât sunteți în total? Ați înțeles, domnă? Da. Voi cât sunteți în total? Am înțeles. Asta de la mine. Na, ce face gaița? Domnul, mă auziți? Da, te aud. Cât sunteți în total? Noi suntem mulți, domnul, suntem 20, cam așa 20. Ceva. Băi, noi suntem vreo 30, cam și noi. Bun. Da, am 50 să-l spargem. Bun,
Deci, atunci ne întâlnim, nu știu, mâine dimineața la prima oră, mergem, facem repede transportul tot și le ducem acolo la bază, vă încărcăm repede cu armuri, cu un alta, doar să apară șeful meu în oraș. Și după ce am făcut chestia aia, sărim după aia. Cred că tot în acea zi de așteptăm până de sare și sărim pe bebe. Da, bun. Faza păteam să recuperăm și porturi care l-ați pierdut într-un mod. Da, puteam, da, nu mai să puteam. Da, din păcate. Nu. Bine, domnul, hai că... Bine. Mă duc până acasă. Bine. Păi băieți, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit călduros să apăsați pe butonul de like, subscribe. Eu am fost Happy și v-am pupat. Pa, pa.